Asociația APPR, mândru că sunt fermier, își manifestă satisfacția pentru includerea în proiectul de plan național strategic înaintat Bruxelului de către Meadere a unui instrument de gestionare durabilă a riscurilor în agricultură cu o alocare de mai bine de 367 milioane euro. Măsura are în vedere sprijinirea fermierilor afectați de pierderile de producție ca urmare a fenomenelor climatice nefavorabile. APPR a militat constant și a participat activ pe perioada ultimilor trei ani la consultările organizate de MADR pentru formularea și aprobarea unui cadru legislativ care să furnizeze soluții capabile să asigure stabilitatea veniturilor agricultorilor, astfel încât activitatea acestora să devină sustenabilă și competitivă pe termen lung, fără a pune presiune pe bugetul de stat. Este nevoie de dezvoltarea unei place de siguranță la nivel național, unui instrument de protejare a fermelor împotriva riscurilor majore, valorificând oportunitățile oferite în cadrul Planului Național Strategic. Acesta ar trebui să fie un instrument care să acopere sectorul zootehnic și vegetal prin compensarea pierderilor economice catastrofice din cauza apariției unui incident de mediu sau sanitar cu o componentă sistemică neacoperită prin alte mijloace, cum ar fi sistemul de asigurări facultative sau bugetul ANSVSA. După cum indică studiile și modelele de bune practici internaționale, România este expusă unor riscuri climatice sistemice ridicate în comparație cu alte țări europene. În 2020, seceta a afectat aproximativ 75% din suprafața agricola țării. Ținând cont de situația de urgență, guvernul a alocat aproximativ 200 de milioane de euro în vederea limitării impactului asupra sectorului agricol, reușind să compenseze doar o parte din pierderi. În 2022, efectele acestui fenomen au fost la fel de devastatoare.